practic toată perioada pe care am petrecut-o aici este ca o călătorie frumoasă și fiecare zi a avut farme cu ei. Nu cred că a existat o zi să nu am o amintire frumoasă și chiar mi-este foarte greu să vorbesc de această perioadă și sunt foarte emoționată de acea perioadă. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de fiecare dată în preajma sărbătorilor de iarnă, de oamenii de zăpadă făcuți în balconul de la etajul 5, mici, cam de 20-30 de centimetri pe măsuțele de la etajul 5, împreună cu oaspeții hotelului Hilton. Cred că sunt cele mai frumoase amintiri, stând la un pahar de vin fiert, fiecare invitat făcea cu un om de zăpadă, găseam diferite modalități de a-i împodobi și era o atmosferă de familie și de liniște și de fericire maximă. Și cu această vedere splendidă în piața Revoluției este extraordinar. Deci aceasta mi-aduc aminte cu mare plăcere de fiecare dată în preajma sărbătorilor, de acea stare de bine, de acea liniște și de acele momente minunate. Cred că fiecare om care pășește aici ar putea să-l numim o personalitate și pentru că starea pe care o ai aici te duce în altă lume, în altă râm. Oamenii care stau în acest hotel sunt tratați, nu contează că e un ambasador sau un om care a venit în vacanță pentru câteva zile în acest oraș, sunt tratați la fel. Deci, din punctul meu de vedere, îi putem pune pe toți ca și personalități care au pășit în acest loc minunat. Le doresc să aibă parte de cele mai frumoase lucruri aici și să se bucure de tot ce e aici.